Consumul de gaze pentru luna februarie a fost cu aproximativ 65% mai mare decât în prima lună a anului, astfel că și facturile vor crește. Dacă în luna ianuarie, pentru un apartament cu două camere, factura a fost de 120 de lei, pentru luna februarie aceasta va ajunge cel mai probabil la 180 de lei. În ceea ce privește un apartament cu trei camere, pentru care factura pe ianuarie a fost de 200 de lei, să spunem, pentru februarie aceasta va ajunge la aproximativ 300 de lei. Bănuiesc că e mai mare. Stau cu băietul și cu nepoțelul, cu nora. Ei consumă. S-au consumat, da. Au fost rece, gelurile cele mari. Dacă luna trecută a fost la 2 milioane și probabil că acum o să fie la 3, zic eu, la noi. Economia am făcut, să știți. Nu pot să spun că am stat și în frig, că nu pot să stai nici în frig, dar ne descurcăm cum putem. Pe decembrie am dat 130 ceva. În ianuarie 120 ceva, cred că pe acum în martie plătesc mai mult pe februarie. Va fi mai scump. Mai scump, da. Da. Deci dar am consumat mai mult, deci a ridicat-o la temperatură mult mai mare. O fixasem la 20 și după aia am dat-o la 22 de grade. A fost mai frig afară. Conducerea societății spune că este firesc ceea ce se întâmplă în condițiile în care 20 de zile la rând temperaturile au fost mai mici de minus 15 grade. Luna februarie a fost o lună de excepție, ținând cont că a fost temperaturi negative mult, mult sub media anuală. Sigur că după calculele care le-am la această dată, consumul a fost undeva la peste 62%. 62-65% față de luna ianuarie. Furnizorul de gaz susține că oamenii vor avea timp până în aprilie să-și achite facturile din februarie. Vor mai fi și probleme, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, când facturile sunt mai mari și întotdeauna în iarnă, oamenii au probleme cu plata, dar ținând cont că există o facilitate aici, deci factura lunii februarie se poate plăti până undeva la 15 aprilie, deci cu penalități, evident. Până la 1 aprilie se poate plăti fără penalități, după care se plătește cu penalități, se mai poate eșalona plata până la scadența finală. Distribuirea facturilor la gaz către populație va începe cel mai târziu la începutul săptămânii următoare.